Bun găsit, Bogdan. Se întâmplă o zacuscă, asta se întâmplă. Dacă românească sau turcească, o să aflăm, pentru că deja se ceartă vedetele noastre. Păi da, sigur că dacă el vrea să facă zacuscă cu usturoi. Dar eu nu fac zacuscă cu usturoi. Eu fac cu roșii, eu fac cu ardei, eu fac cu așa cum se face la noi, cu gazi. Draga mea, la voi se face cu ceapă, la noi se face cu usturoi. Și la noi, adică gustul tot în usturoi, nu în ceapă. La noi, dragă, la noi, ia uite cum se face, ia uite. Ia uite, cu ceapă, cu asta, așa se face la noi, eu fac ca la mine. Prima la mână, dacă... dacă vrei... Nu am auzit că se face zacuscă cu usturoi, eu n-am auzit niciodată. La orice este un începând, dar cum ai auzit? Ala nu trebuie să fie tocată, prima la mână trebuie aici, la coc, știi? Da, știu, la grătar. Așa e la voi, dar la mine trebuie scot acolo tot la grătar și după aia se toce aici frumos. Dragul meu, la mine se toacă totul cu cuțitul, iar zacusca ăsta vine, te le să fac la cuptor acolo unde s-au făcut, ceapa să toacă, roșiile să fierb la noi. Sare, sunt curioasă ce spun telespectatorii. La noi tot să fie acolo de coc și sunt sigur că ai pila, la tine este halat, la mine nu este. Suntem în România de aia, nu? Dar să știi că știi. Mie îmi place culoarea roșie și de aia. Pe bune? Uite, am făcut roșie, așa e frumos. Și îmbrăca roșie și îmbrăca foarte. Deci aici jos sunt european, aici sus sunt de la Asia. Ai înțeles? Așa. Și să știi că știm și să cânt română. Nu numai turca și arabă. Suntem ceva românești. Ia să vedem, doamna Saveta, nu știu, cred că aici acum a câștigat. Acum începe duelul anului. Duelul anului la România TV. Gazi cântă românești. Așa. Mai ții minte, măi, dragă Marie, când nu erau struguri copt la vie și tu erai mică, Mariuța, nu știai nei că se dai gurița. Acum să vedem. Acum ție în limba turcă. Da. În turcă! Doamna, ce crezi tu? Păi tu crezi că eu mă las mai jos ca tine, măi? Păi nu știu acum. Păi eu sunt Saveta de la St. George's, băi, măi. Acum suntem la duelul anului cu zacusca. Ben de bugă, iure, chiri, iure, colmasa. Bri de geana, geana, cato, asmețul masa. Se iudan o masa. Ah, buhaia ce kilmes. Ah, bucine ce kilmes. Sen olma sancanım. Ah, bu hayat çekilmez. La 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 la. Hopa. La 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 la. Haideți că facem zacuscă după aia. La 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 la. Eu cred că merită o zacuscă română, turcă, turcească, nu? Deci fii atent, eu acum toc aici, da? Ca să-l dau la ea. Eu nu fac cu ceapă, îl fac cu ustă, știi? Avem o doamnă care vrea să... Dar vă nu să-mi dăl de ce nu e. Cântă, doamnă, stați aproape de noi să dansați și dumneavoastră. Dansează toată lumea, suntem la România TV în direct. Așa, deci fii atent, acum eu îl ajut pe prietena mea drag, da? Uite, profesionalismul aici, frate, la kebab turcesc, dar astăzi facem zacusca. Tu crezi că eu mă las mai jos ca tine, măi? Ia uite. Noi cu usturoiul tău la zacuscă, mă, lași, măi. Usturoiul tău, ia uite aici. Doamna Saveta, Gazi vă ajută, vă taie ceapa, da, că o taie mai repede. Nu vreți să fim și noi mai buni, așa, mai toleranți și să-i lăsăm un pic de usturoi în zacuscă? Ia uite, am pus aici. Hai să-i lăsăm să fac el zacuscă cu usturoi. Ceva, deci fii atent, draga mea prietena. Da, dragul meu. Cu ceapă nu iese bine. Încerc o dată, pe bune, uite, încerc o dată cu usturoi și vezi gustul la zacusca turcesc. Așa facem, da, și încercăm. Oricum, de istoric vine din Turcia asta și în limba română este peste 2800 de cuvinte turcesc. Rahat, musafir, ciorap, tarla, kazan, etc. etc. La noi vine sarmalele, la noi vine costița, la noi vine cârnațiu. Duelul continuă, rămâneți alături de noi pe România TV. Haideți la dans și la cântat, ca cu folclor. Hai la folclor. Hai la folclor. Nu mai zacuscă. Hai.
La mulți ani paharul sus, la mulți ani, să jucăm ce l-au adus, la mulți ani. Sus paharul cu jinars, măi, și să uităm de necaz, măi. Opa! Sus paharul cu jinars, măi, și să uităm de necaz, măi. De necaz, măi! La mulți ani paharul sus, măi.